persoană fermecătoare și prietenoasă, ascunzi în profunzimea sufletului tău ambiții serioase și intenții intense. Acționezi la nivelul intelectului și nu permiți sentimentelor să interfereze cu evaluările corecte, deplasându-te cât mai mult posibil de la emoții și, uneori, fără a realiza chiar ceea ce simți cu adevărat. Creativitatea și inteligența sunt principalele forțe care te ajută să faci față situațiilor dificile. Confruntată cu probleme, intuitiv încerci să găsești o cale de ieșire din ele. Dai adesea impresia unei femei închise și reci. De fapt, ești mult mai dulce decât s-ar părea, uneori sentimentală, dar, în general, generoasă și amabilă. Imaginea ta publică nu este altceva decât o mască care ascunde nesiguranța internă sau chiar consecințele traumei suferite în copilărie. Ești rectilinie și nu ești obișnuită cu dezmembrarea psihologică. Foarte capabilă și activă, ești atentă la toate aspectele vieții, chiar și la lucrurile mici. Cu toate acestea, uneori te poți dovedi a fi iritabilă pentru cei care locuiesc alături de tine. O altă trăsătură negativă născută este tendința ta de a contesta. Însă, orice întreprinderea ta poartă o sarcină de activitate care îi infectează pe alții. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: ești pregătită pentru orice situație, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a separa cele mai importante de cele secundare și lipsa propriilor principii. Ești foarte sociabilă și carismatică, bună, dar aceasta este doar o mască care ascunde o femeie suficientă de dură și cu un nivel scăzut de emoție, care își controlează complet sentimentele și ascultă doar vocea rațiunii și a logicii. În același timp, destul de ciudat, ai o natură destul de creativă. Intuiția nu este de asemenea neglijată, preferând rezolvarea problemelor cu ajutorul ei. Dacă iei o decizie, ești deja greu de convins în retragerea ei. Poate că singura șansă de a se bate cineva cu tine în polemică este să apeleze la sentimentalitatea sau la argumentele bazate pe onoare și demnitate. Cu toate acestea, aceste lucruri nu este atât de ușor, deoarece lumea interioară a ta este ascunsă cu atenție de invazia din afara. Chiar și prietenii și rudele trebuie să petreacă luni și ani pentru a intra în ea. Chiar dacă ideile tale se dovedesc a fi prea progresive sau obscure, încerci să atragi atenția publicului larg, fără a te baza pe elitism. Exprimarea convingerilor tale lasă o impresie de femeie foarte încrezătoare. Credința ta este că încrederea favorizează succesul. Pe de altă parte, acest stil de comportament nu poate fi altceva decât o teamă internă de înfrângere, pentru care te dovedești a fi complet nepregătită. Din fericire, Abilitatea de a restabili forța mentală după leziunile provocate este foarte remarcabilă în tine, astfel încât adversitatea este ușor uitată de tine. Ești haotică și spontană, caracterizată prin abilitatea de a te schimba și de a te adapta rapid. Uneori ai tendința să te confrunți cu lipsa ta de organizare și să introduci ordine artificială în viața ta și în viața familiei tale. Ești în mișcare perpetuă, tot timpul te grăbești undeva, schimbi situația, repari ceva, începi proiecte noi. Stăpânirea ta tehnică este unică și cu bucurie porți radele muncii tale în lume. Adevărat, dacă ai mai multe talente deodată, este mai de folos să te exprimi într-o singură zonă. Poți armoniza extremele caracterului tău, prin realizarea ta prin munca, sau prin relații familiale sau sociale. Cu toate acestea, dacă nu reușești, trebuie să suferi într-o stare de iritare constantă. Nici refuzul unei activități excesive, nici retragerea de sine din preocupările lumești nu-ți aduc un sentiment de peis, îți este prea greu să te calmezi. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești inventivă, sociabilă, veșnic tânără, iubești misterul. Prin urmare, în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaluare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 31 mai soarta ta? Din afară pari retrasă și nesociabilă, dar, în realitate, ești destul de prietenoasă și profundă, chiar și sentimentală. Ai un suflet foarte sensibil și vulnerabil, pe care îl ascunzi în spatele măștii de echilibru ostentativ. Poate că în copilărie ai suferit o traumă morală gravă, consecințele căreia le simți încă. Ești obișnuită să acționezi direct și fără compromisuri, fără a evita răspunderea impusă ție. Îți îndeplinești activitatea cu bună credință, respectând cu strictețe instrucțiunile date, dar pedanteria ta intrinsecă se poate transforma într-o capcană pentru cele mai nesemnificative lucruri, poate să te încurce. În plus, îți place să argumentezi și să continui să-ți dovedești propriile opinii, chiar dacă adversarul deja a capitulat. Proiectele și angajamentele tale sunt acuzative de energie pozitivă, care îi încurajează pe alții să ți se alăture. Ești capabilă să influențezi pe ceilalți, simțindu-le subtil starea interioară și acordându-te valului lor spiritual. Personalitatea ta puternică, extraordinară, emite valuri de energie magnetică, simțită aproape la nivel fizic. Ai unele minte ascuțită, analizând instantaneu mediul, fără a pierde un singur detaliu. În predilecții carnale, aderi la câteva vederi ciudate care nu se conformează standardelor general acceptate. Odată ce decizi să te deplasezi într-o anumită direcție, nu îți vei schimba părerea, indiferent de ce cred alții. Singura modalitate de a te convinge de alegerea greșită ar fi să se apeleze la sentimentele tale și la principiile morale înalte. Dar, de obicei, aceste lucruri nu dă rezultate pozitive, deoarece ești foarte închisă și ascunzi toate izbucnirile sufletului tău de ochii curioși. Partenerul tău poate trăi toată viața de lângă tine, iar lumea interioară a ta va rămâne un secret în spatele tău. Îți prezinți opinia ta radicală asupra lumii în atenția publicului larg, încercând să convingi și să câștigi. Vorbind publicului, încerci să o impresionezi cu încrederea și convingerile tale. Crezi că jumătate din succesul tău depinde de prezentarea corectă a cazului. Subconștient, îți este frică de înfrângere, ceea ce te face să-ți dublezi eforturile. Cu toate acestea, eșecurile nu te opresc, ci doar îți schimbă direcția. În orice societate și chiar în împrejurimile nefamiliare, te adaptezi rapid la circumstanțe. Dorind să-ți eficientizezi viața, încerci să aduci măcar o anumită stabilitate în ea, distribuindu-ți mișcările în avans. Nu poți fi inactivă pentru un minut, ideile tale se înlocuiesc reciproc. Această activitate turbulentă se transferă în sfera profesională. Suspendarea de la problemele lumii exterioare nu-ți aduce peis, deci au un rol activ în ele. Dragoste și compatibilitate. În relații apropiate, ești pasională, responsabilă, loială și nu ești predispusă la flirturi ușoare. Ai nevoie de un partener care înțelege dorința cea mai adâncă de a-ți lăsa amprenta asupra istoriei, chiar dacă din acest motiv vei avea mult mai puțin timp pentru viața personală. În aspectul sexual, ai un gust ciudat. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. În mod intenționat nu am tratat relația cu Săgetătorul. Această relație are două valențe, în tinerețe este una de weekend, dar la maturitate, cu un săgetător trecut printr-o căsătorie, cel mai convenabil după 38 de ani, îți va fi iubit, amant, tată și mamă. Devotamentul și dragostea lui te vor pune pe un piedestal pe care îți va fi uneori greu să-l accepți. Sacrificiul lui va fi doar pentru tine, casă și copii, ajungând de literal să se neglijeze pe sine. Locuri de muncă și carieră. La locul de muncă, te prezinți ca un angajat reținut și rece, dar poți fi drăguță. Lipsa ta emoțională interioară este adesea cauzată de îndoiala de sine, pe care o ascunzi cu atenție, sau de o problemă psihologică care te-a atins în copilărie. Nu ți place să joci și să înșeli, preferi să te miști în linie dreaptă și, de asemenea, să comunici. Încerci să faci doar acele lucruri pe care le consideri destul de serioase încât să nu te pierzi în ceea ce consideri banal. Cu toate acestea, întotdeauna dai atenție lucrurilor mici, deoarece încerci să nu pierzi nimic din atenția ta. În inițiative, ești întotdeauna activă și infectezi pe alții cu energia ta. Influența semnului zodiacului Gemeni te face să te concentrezi asupra planului mental, adică asupra intelectului și a minții, însă prezența ta fizică în cameră este de asemenea simțită destul de viu, uneori nu mai slabă decât mintea ta. Dacă ești inspirată de o idee care nu este populară în societate, nu te vei abate și vei lucra pentru a-ți populariza ideea și pentru a crea condiții de acceptare a ei. Ești întotdeauna foarte încrezătoare, ești capabilă să convingi perfect. Principiul tău, încrederea este jumătate din succes, dar adânc în jos îți este foarte frică de a pierde și nu suntești întotdeauna pregătită pentru o posibilă pierdere, care îți poate chiar provoca depresie, sănătate și boli. Orice formă de escapism este în detrimentul sănătății tale. Nu poți rezista frustrărilor și disconfortului. Poți fi atât de deprimată de eșecuri și eșecuri încât poți căuta concediu la baza sticlei sau chiar în vârful acului. De aceea poți căuta alinare în alcool și droguri, ești predispus atacurilor de autocompătimire iremediabilă. Pentru a evita astfel de capcane, ei trebuie să încerci să înveți să accepti realitatea așa cum este. Trebuie să cultivi o atitudine realistă față de lume, recunoscând simbioza pozitivă și negativă, bună și rea, etc. În plus, este util pentru tine să te studiezi mai adânc. Poate că vei înțelege că nu ar trebui să fii atât de copleșită de luptă, permițând uneori să rezolvi pașnic o serie de probleme. Alimentele nu ar trebui să fie una dintre componentele unei zile strict programate. Nu vei pierde nimic dacă te relaxezi în ceea ce privește dieta și diversitatea sa. Trebuie să-ți aminteți faptul că mâncarea nu este doar o sursă de vitalitate, ci și o sursă de plăcere. Soarta și norocul. Universul ți-a dăruit o natură duală. Ai originalitatea gândirii și ești adesea dependentă de idei, invenții și progrese tehnice, noi schimbări frecvente ale dispoziției. Acum ești bună, amuzantă și sociabilă, iar brusc starea ta se schimbă instantaneu și, fără niciun motiv evident, devii iritabilă, furioasă, sumbră și sarcastică. Sfaturi pentru tine. Te adaptezi perfect la schimbări rapide, știi să te schimbi. Prin natura te ești mai degrabă haotică și instabilă. Poți încerca să-ți reduci natura și să-ți subordonezi întreaga viață regimului strict și planificării. Nu stai pentru un minut fără să te miști, te grăbești undeva, nu lucrezi în casă, dar te miști pentru că ești obosită de situația anterioară. Trebuie să lucrezi pentru a găsi armonie și echilibru interior, pentru viața de familie și pentru a lucra în beneficiul societății. În caz contrar, sufletul tău împrăștiat va rămâne într-o stare de iritare constantă și nemulțumire. Pe majuscul, ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenția este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.